lungul anilor ne-a plăcut să încercăm tot felul de lucruri inedite. Am cântat într-o garnitură de metrou în mers. Am cântat pentru un singur fan. Am cântat la demolarea stadionului 23 august și în același timp la inaugurarea Cluj Arena. Ne place să cântăm în locuri speciale și l-am adăugat la lista concertelor speciale pe care le-am mai avut de-a lungul anilor. De la ultimul concert au trecut mai mult de două luni, nu mai știu exact să spun, cu exactitate, dar a fost la Torino, unde am cântat pentru o comunitate de români foarte activă, foarte mulți. Pe acoperiș m-am simțit senzațional. Poți să urli și în fața ecranului. Povestea oricui! Ne doream de mult timp să facem un concert live pe acoperiș, dar trebuie spus că fără ajutorul pe care l-am primit de la trustul MGSI sau ajutorul prietenilor noștri de la Borsec, care ne-au sprijinit și de data asta și cu care avem o relație mai veche de 15 ani, fără toate astea, ideea formației Voltaj nu ar fi putut fi pusă în practică. M-am simțit incredibil pe acoperiș. Mi-era foarte, foarte dor să cânt după atâta timp de pauză și un pic ciudat fără public, dar după ce a început muzica s-a reglat și treaba asta. Tot concertul am avut o dronă care s-a plimbat deasupra noastră și noi toți ne-am suspectat între noi că cineva o controlează, că ba nu e cineva din radio, ba nu e cineva de la echipa de filmare, ca să ne dăm seama că de fapt era un om care stătea jos lângă clădire pe trotuar și care mai târziu a și venit să ne propună să ne dea imaginile din dron. Sperăm noi să ne vedem cât mai curând și față în față. Mulțumim Borsec pentru susținere, mulțumim trustului Kiss FM, Magic FM, Rock FM pentru că ne-a dat această ocazie.